În sfârșit a venit și prima victorie pentru Edi Iordănescu pe banca lui Gazmetan. Medieșenii au câștigat cu 2-0 meciul de la Pitești cu Hermannstadt grație golurilor marcate de Larie și Rondon. Larie a înscris cu capul în minutul 6, iar Rondon a dat lovitura de grație în chiar primul minut al prelungirilor, a transformat penaltiul scos de Sebastian Mailat. Pentru echipa lui Miriuță nu a fost deloc ușor. Din minutul 44 a evoluat în 10 oameni după eliminarea lui Răzvan Dâlbea. Și asta nu a fost tot. Cu 6 minute înainte de final, un alt jucător al lui Miriuță a văzut cartonașul roșu, Alexandru Dandea. Chiar dacă nu a fost eliminat, Edi Iordănescu a plecat mai devreme la vestiare. A părăsit de bună voie banca tehnică imediat după golul lui Rondon. Fericit, pentru că aveam nevoie de un astfel de moment. Veneam după o perioadă, o serie parcă de neterminată, fără victorie, și îmi apăsa foarte tare în vestiar. Simțeam asta zi de zi, simțeam la băieți tensiune, presiune. O să încep și eu, pentru că nu se poate. Creț au pus de 3 ori mâna pe mingea și n-a luat un galben, dau un exemplu. La noi, la primul fault, a dat galben, dar nu din cauza asta am pierdut arbitrajul niciodată. Dar am mai spus-o, când mă arbitrează Găman și Radu Petrescu, mai bine nu mă prezint la meci.